faptul că eu am ajuns profesor de istorie se datorează faptului că într-o revistă Alb Negru, cum era magazinul istoric atunci, pe una dintre paginile alea era o imagine cu Hannibal trecând Alpii cu armata cu elefanți. Istoria noastră începe, de fapt, cu o bandă desenată dăltuită. Columna lui Traian asta este. E o spirală frumoasă, pe care o știți, dar, de fapt, e o poveste în imagine. Banda desenată nu este numai un mod de a desena ceva, ci este și un mod de a privi. E o fereastră într-atât de frumos deschisă către o un alt fel de înțeles al prezentului sau al trecutului. Un om care iubește banda desenată nu poate să fie indiferent în viață la multe lucruri de care banda desenată îl va apropia. În cazul meu a fost istoria. Acel spațiu magic dintre casete se derulează în mintea noastră. Practic îl vezi vorbind și pleacă mai departe. În acești 2 mm dintre două cadre se află de fapt o acțiune pe care mintea ta o lucrează. Domnul Puiumanu aici de față este unul dintre, poate este veteranul artei benzii desenate. El a făcut nu numai bandă desenată, a făcut și afiș foarte bun, a făcut și copertă de carte. Domnului Puiumanu, amicus maior al Facultății de Istorie Universitatea din București, pentru creația artistică de excepție și pentru personajele bidimensionale care au încântat inima și mintea mai multor generații. Domnule, sunt copleșit și nu mă așteptam la ora. Păi pe asta mizam și noi! Indiferent că e scrisă de domnul profesor Cioreanu sau că e desenată de Puiumanu sau de Valentin Tănase, rămâne cea mai frumoasă poveste.